Foștii mineri din Valea Jiului, astăzi pensionari respectabili, sunt tot mai aproape de punctul critic. Ei vor să iasă în stradă pentru a striga nemulțumirile. Principala lor problemă este legată de la începutul acestui an de anularea gratuităților la energia electrică și cărbune. Liderii sindicatului pensionarilor mineri din Valea Jiului au precizat că oamenii nu mai pot fi ținuți în frâu și că dacă la viitoarele întâlniri programate cu factorii de decizie problema nu va fi rezolvată, s-ar putea ajunge și la organizarea unor acțiuni stradale, ba chiar și la cererea demisiei directorului Companiei Naționale a Huilei. Aceste gratuități noi le moștenim prin muncă încă din 1924 și care au fost reactualizate în 1990 prin hotărârea 670, prin care mai întâi s-au spus că sunt gratuități, acum li se spune facilități pentru a putea ca statul să le impoziteze, cu toate că dacă sunt de la subvenții, aceste drepturi ale noastre n-ar trebui impozitate atât pentru activ cât și pentru pensionari. Din păcate, anul trecut, în decembrie, au fost eliminate. La insistențele noastre s-a revenit asupra acestui act adițional și în februarie ne-am recăpătat aceste drepturi printr-un protocol încheiat. După ce că s-au redus, pentru faptul că noi nu am participat la negocieri decât sindicatele active, de fiecare dată noi am fost neglijați și n-am fost nici invitați și nu am participat la negocieri, aceste drepturi, după ce că ni s-au redus, de exemplu, de la cei care au lucrat în subteran, de la 8 rații, s-au redus la 3 rații și practic familiștii și nefamiliștii numai la 2 rații de cărbune, de la 12.000 de kW la 3.000 de kW. În prezent suntem în situația în care, cu toate că s-a revenit asupra acestor drepturi, din ianuarie anul ăsta nu le-am mai primit. Lucru foarte grav. Ni se tot promite că se așteaptă un aviz sau un nu știu ce de la Bruxelles, dar nu știu de ce trebuie acest aviz, pentru că pe noi ne interesează de fapt să le primim aceste drepturi. Luni, 17 octombrie, liderii pensionarilor mineri au anunțat că vor organiza o conferință de presă. La aceasta, în afara jurnaliștilor din Valea Jiului, au fost convocați și reprezentanții prefecturii, Companiei Naționale a Huilei și ai factorilor de decizie locali.